În cursul zilei de ieri, primarul Năvodariului Nicolae Matei a fost audiat de procurorii DNA pentru o presupusă dare de mită. La ieșirea de la audiere, avocatul primarului a făcut precizări referitoare la caz. Unde sunt niște înregistrări, dacă cu alte persoane? A fost organizat și un flagrant? O reacție de susținere a venit și din partea organizației județene a PSD Constanța. Măsura reținerii de către DNA București a primarului orașului Năvodari, Nicolae Matei, este nejustificată și abuzivă, neavând alt rol decât acela de a intimida primarii USL aflați în campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie. În absența evidentă a unui flagrant dovedit, intervenția DNA nu este justificată de codul penal și se înscrie în categoria altor rețineri sau arestări cu tentă politică. USL Constanța cere ca aceste implicări ale DNA în viața politică să înceteze și își manifestă încrederea că astfel de acțiuni de forță ale procurorilor, controlați în continuare de președintele Traian Băsescu, nu vor reuși decât să mobilizeze și mai mult candidații și echipele de campanie ale USL, se arată într-un comunicat al organizației.